ați contribuit la construcția acestui oraș, da? Și eu vreau să vă mulțumesc. La fel vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți totdeauna receptivi și vreau să vă spun că sunteți primii care plătesc taxe și impozite locale. Și eu vă mulțumesc din acest punct de vedere. Aveți spirit civic. Sigur, nu este simplu. Vedeți un caz. Eu mai am 1000 deja la primărie gestionat. Nu asta este problema. Problema este că vremurile sunt mai grele, mai tulburi. Faptul că am avut această pandemie care ne-a, mă rog, afectat destul de mult. Până în vedere faptul că suntem în preajma sărbătorilor pascale, în primul rând un Paște fericit la catolici care îl au mâine seară și, sigur, nouă la ceilalți, la ortodoxi, să avem parte în acest an, după 2 ani zile de chin, de pandemie, de un Paște liniștit, cu pace și liniște sufletească, cu înțelegere și cu bucurie în familiile noastre. Hristos a înviat și acum trecem la sărbătorit să citim diplomele, să vedem acele, mă rog, indemnizații care se iau la acest eveniment și să sărbătorim și un pahar de șampanie, măsura în care este posibil. Java, Gheorghe și Voica. Sărbuna doamna Voica, domnul Gheorghe, la mulți ani, la numele, doamne ajută, doamne ajută, da. Leonaș, Victor și Maria. Acum? Nu este Maria bolnav, mult sănătate, sunt și domnul Victor, toate sănătate, doamne ajută, da. Livinchevici, Aralambe și Aurelia. Eu. Natalie ești. Doamna? Este. Da, cunoaște-mi. Da, toată lumea o cunosc, de asta sunt primar. Mă cunoaște, da, nu? De asta sunt primar, cum să-ți cunosc? Toată lumea o cunosc, da. Petraru, Mircea și Dora. Doamna Dora Sărmâna. Sărmâna domnul Mircea la fel. Sărmâna și să mai duceți-mi 50-70 de zi. Sărmâna? Da, le bine. La vârsta asta. Sauciuc, Gheorghe și Margareta. Sauciuc. Doamna Margareta, domnul Gheorghe aici, să rămâne, să rămâne. Da, doamne, facem poze cât vrea, să nu iasă problema, care nepotul, facem, nu plecăm de aici, facem poze cât vrea. Ciurlică, George și Rodica. Doamna Rodica, să rămână. Domnul Gheorghe, mulți ani, sunt Gheorghe aproape, ai zis mă tagi tot, să rămână și... Toate cei buni în continuare. Deci nu orice este Ucraina. Sigur, când e bine zici că e rău. Sigur că vrem mulți foarte buni. Niciodată nu e bine. Că banii n-ajung niciodată. Niciodată, exact. Mai mult dacă ai mulți cheltuie mult. Dar mai mult că nu puțin, da. Sănătate cel mai niciodată. Sănătate și pace. Iată că ne-a dat Dumnezeu după 2 ani zile de pandemie să fie Paștele fără restricții, să putem să ne circulăm, să umblăm. Și Dumnezeu mă cărăminte aici așa. Nu, știu, eu îmi doresc să fiu sănătos. Dacă suntem sănătoși, lucru cel mai important. Da, așa e, așa e, Doamne. Cum vrea Dumnezeu, așa El le rânduiește. Așa e, sănătate, nu mai vine. Da, așa, așa, așa. Mulțumim, domnul primar.